Bună ziua, doamnelor și domnilor. Revine deosebită plăcere în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean și de gazdă acestei conferințe de presă să încep, în primul rând, prin a vă mulțumi că sunteți aici. Să-mi dați voie să vă prezint invitații pe care îi avem în această conferință de presă. Am plăcerea să-l am lângă mine pe domnul director al Muzeului Național de Istoria României, domnul Cornel Ilie, de asemenea de la București, doamna Rodica Marghidu, domnul director, noul director al Complexului Muzeal Neamț, domnul Ilian Gherca, și doamna Mihaela Verzea, care este cercetător în cadrul Complexului Muzeal Neamț. În numele Consiliului Județean și al meu personal vă urez un bun venit în Neamț și în Piatra Neamț, în primul rând. Și tema, o cunoașteți cu toții, expoziția Aurul și Argint Actei a României, care astăzi își va deschide porțile, să spun așa, și la Piatra Neamț. Eu aș vrea, încă o dată, în numele Consiliului Județean Neamț, al consilierilor județeni care au fost tot timpul alături de acest eveniment și l-au susținut, să vă invit pe toți să vizitați această expoziție. Probabil că o să aflați foarte multe date tehnice de la invitații care avem astăzi aici. O să vă spun doar că Consiliul Județean Neamț și, bineînțeles, și colegii mei consilieri au hotărât printr-un proiect de hotărâre accesul gratuit pentru elevi și pentru studenți la această expoziție. Cred că vin și cu rugămintea în fața dumneavoastră să mai mediatizăm în plus acest eveniment care a fost deja făcut cunoscut și să chemăm toți copiii, studenții și cei care doresc să vadă cu adevărat ceva unicat pentru județul Neamț și pentru Piatra Neamț și, de ce nu, cred că expoziția Aurul și Argintul Actic al României, care o să vedeți de la invitații care avem astăzi în fața dumneavoastră, reunește peste 1000 de piese de o deosebită valoare. Nu pot decât să salut această inițiativă și să-l mulțumesc domnului director și pentru răbdare și pentru ceea ce a făcut din mers pentru a pune baza acestei expoziții. Aș vrea să mulțumesc și celorlalți din Complexul Muzeal Neamț și să vin totodată să revin cu invitația pe care foarte mult și cu ajutorul dumneavoastră o puteți face pentru a vizita această expoziție. Vreau să vă mai spun că expoziția va fi în Piatra Neamț până pe 30 octombrie și să dau cuvântul în continuare domnului director al Complexului, al Muzeului Național de Istorie a României, domnului Cornel Ilie. Bună ziua, domnilor și domnilor! Vă mulțumesc și eu pentru prezența dumneavoastră aici la această conferință de presă. Trebuie să fac o precizare, sunt director adjunct, directorul general al muzeului, din motive obiective nu a putut să vină. Nu fac mea culpa eu atunci. Este pentru mine un motiv de bucurie să fiu la Piatra Neamț. O bucurie dublă, nu știu, triplă, luați-o cum vreți, pentru că eu sunt pietrean prin adopție. Dacă vreți, soția mea este din Piatra Neamț, așa că vin aici ca acasă. Și cu atât mai mult m-am bucurat să fiu desemnat să particip la deschiderea expoziției Aur și Argint Antic al României aici.
Este un proiect foarte important, unul din cele mai mari proiecte expoziționale făcute în România după 1990. Nu mă hazardez să spun că este cel mai mare, dar s-ar putea să fie cel mai mare. Piatra Neamțului este al 13-lea oraș în afară de București în care se vernisează expoziția, dar pentru mine 13 este un număr norocos, așa că sperăm ca expoziția să aibă un succes la fel de mare, dacă nu mai mare, față de ce l-a avut în alte orașe, unde a fost foarte vizitată. Cred că, nu mă înșel, doamna Marghită ne poate confirma că a fost în orașele în care a fost deschisă cea mai vizitată expoziție, mă rog, cel puțin din anul respectiv, dacă nu din ultimii mulți ani. A fost vizitată și cred că va fi vizitată și la Piatra Neamț și pe bună dreptate, pentru că este o expoziție care se face odată la o generație sau poate chiar mai rar. Nu știu când se va mai putea pune pe picioare un astfel de proiect care necesită resurse umane și resurse financiare foarte mari. De aceea vă adresez și eu rugămintea de a populariza această expoziție astfel încât ea să fie văzută de un număr cât mai mare de locuitori ai orașului și ai județului Piatra Neamț. Această expoziție face parte dintr-o acțiune, ca să zic așa, deliberată a Muzeului Național de Istoria României de a prezenta publicului din țară, nu numai publicului din București, patrimoniul Muzeului Național de Istoria României și patrimoniul cultural al țării noastre. De-a lungul timpului, noi am făcut multe expoziții în colaborare cu muzee județene. Sigur, acesta este cel mai important. O să vă convinge singur atunci când veți merge în expoziție de valoarea exponatelor. O să vă explice doamna Rodica Oanță Marghitu, care s-a ocupat de la început și se va ocupa până la sfârșit de această itinerare și care a fost sufletul acestei expoziții. Ce vreau să mai spun este faptul că Muzeul Național de Istoria României are o colaborare foarte bună de dintotdeauna, aș putea zice, cu complexul muzeal din Piatra Neamț. Și aș vrea să subliniez faptul că discuțiile despre sau organizarea acestei expoziții la Piatra Neamț a fost stabilită încă de la început, adică de acum 2 ani, 2013. Din 2013-2014, și de aceea aș vrea să nu uităm să amintim numele domnului Gheorghe Dumitroaia, cel care a fost implicat în acest proiect și căruia trebuie să-i aducem un omagiu și să ne manifestăm recunoștința față de dumneavoastră. Pentru lucrurile legate strict de expoziție, o să vorbească doamna Marghitu și pentru alte întrebări, dacă sunt, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc și vă așteptăm la vernisaj și apoi la expoziție. Da, mulțumim, domnule director adjunct. Doamna Rodica. Vă mulțumesc. Bine ați venit și vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Dacă ar fi să vorbim despre această expoziție, expoziția are o poveste foarte lungă și aproape că nici nu știu ce este mai important și ce ar trebui să fie menționat în mod special. Expoziția a fost vernisată prima dată în 2013, pe 18 decembrie, la București, la Muzeul Național de Istoria României.
A început apoi periplul prin țară. Și ca să vă dați seama puțin despre amploare, o să menționez toate orașele prin care a fost până acum, pentru că dacă spunem pur și simplu că este al 14-lea vernisaj sau al 13-lea oraș, poate nu ne dăm foarte bine seama de calea foarte lungă pe care a parcurs-o. Deci după București a urmat Timișoara, după aceea Oradea, Satu Mare, Sibiu, Cluj, Târgu Mureș, Alba Iulia. Alba Iulia unde la fel ca la Piatra Neamț a fost intrarea liberă. La Alba Iulia a fost intrarea liberă pentru absolut toată lumea și expoziția a fost în Sala Unirii. Acolo am avut un număr foarte mare de vizitatori, peste 30.000, dacă vă puteți închipui, în România, e destul de mult. După Alba Iulia a urmat Sfântul Gheorghe, Buzău, Craiova, Iași, Constanța și acum ne aflăm la Piatra Neamț. De fapt, povestea expoziției a început însă cu mult înainte de anul 2013, anul în care a fost vernisată, pentru că organizarea acesteia a presupus discuția cu toate muzeele din țară, pentru că ne-am bucurat de sprijinul și de colaborarea a 30 de muzee. În total sunt 31 de muzee implicate în acest proiect. Ne-am dorit să documentăm cât putem de bine piesele. Practic ne-am plimbat prin toată țara să realizăm fotografiile. A fost această documentare fotografică, a fost o sarcină foarte complicată. Domnul Marius Samarie, alături de care am alergat prin toată țara, este aici împreună cu noi. După aceea ne-am bucurat de sprijinul colegilor de la toate muzeele, pentru că acest catalog destul de voluminos pe care îl vedeți dumneavoastră este rodul colaborării cu toți colegii din țară. Sunt peste 70 de persoane care au colaborat la realizarea sa. Mie mi-a revenit doar sarcina de a pune toate contribuțiile la oaltă. Practic, acum noi suntem puțini cei care vorbim, dar este foarte important faptul că în spatele nostru este o muncă și o colaborare destul de importante și s-au și derulat de-a lungul unei perioade destul de lungi de timp. Sunt niște relații care s-au consolidat, deci s-au creat și s-au consolidat de-a lungul acestor ani. Sunt colegi de-ai mei care și-au petrecut foarte mult în ultimii 2 ani, itinerând și ei, mergând și ei împreună cu expoziția prin țară, pentru că de fiecare dată este o perioadă de montare a expoziției, care este precedată de perioada de strângere a expoziției la muzeul la care a fost înainte, totul durând cam 3 săptămâni. Expoziția strânge piese din metale prețioase. Practic, în expoziție avem doar 2 piese din alt material decât aur și argint. Este un vas în care a fost descoperit un tezaur de la Răcătău, un vas mic de ceramică, și mai este un vas de sticlă, dar și acela este reparat cu aur. Este o poveste a metalelor prețioase care pornește din Neolitic, să zicem din mileniul al V-lea înainte de Hristos și se termină în secolul al VII-lea după Hristos. Este un pretext prin care noi putem să observăm diferitele
contexte în care sunt, în care au fost folosite metalele prețioase, diferitele moduri în care au fost modelate. Putem să regăsim în expoziție și piese foarte elaborate, dar și piese mai simple. Am încercat să trecem dincolo de spectacularul pe care îl presupune aurul și argintul și să contextualizăm cât am putut de bine aceste piese. Practic, unele dintre ele pot să provină din tezaure, altele din inventare funerare, altele sunt descoperiri întâmplătoare, dar de fiecare dată noi am ales numai aurul și argintul. Aceste piese puteau să fie inițial înconjurate și de obiecte, din, de artefacte din alte materiale. Într-un depozit, de exemplu, cum este cel de la Brad, da? Care a fost descoperit, care este în patrimoniu muzeelor din cadrul Muzeului de la Roma, din cadrul complexului muzeal Neamț. Din acest depozit, noi am luat numai piesele de aur în expoziție. Dar pentru a le înțelege mai bine toate conotațiile, practic am încercat să documentăm și locul de descoperire și contextul din care provine practic întregul depozit, piese, artefacte, da, ansamblu care poate să fie văzut și în expoziția care se vernisează astăzi. Practic pe parcurs am încercat să mai completăm. Expoziția nu este întru cu totul cea care a pornit de la București, este îmbogățită, nu am retras nimica din ea, din contra am pus în plus. Există o secțiune dedicată prelucrării metalelor prețioase care nu a fost la București și care a fost prima dată introdusă la Târgu Mureș. Și după aceea, de anul trecut, de la Buzău, ne-am gândit că este foarte important să contextualizăm mai bine piesele, da? Noi avem o carte de impresii, practic suntem la a treia carte de impresii și de foarte multe ori a apărut în cartea noastră de impresii ideea că, vai, strămoșii noștri erau foarte bogați, cât de mult aur și argint aveau. Ceea ce poate să fie puțin nuanțat, pentru că expoziția este tematică și noi am ales numai aurul și argintul. Și din cauza aceasta ne-am gândit să contextualizăm, da? Practic să să oferim o idee, o imagine vizitatorului despre diversitatea lumii materiale din care au fost alese numai piesele din metale prețioase și astfel s-a născut și această încă o secțiune prin care, cu sprijinul muzeelor gazdă, în funcție de patrimoniu pe care, de caracteristicile patrimoniului acestora, mai organizăm una, două, trei vitrine, un colțișor așa în expoziție, prin care sunt contextualizate anumite categorii de piese din metale prețioase. Veți sper să veniți și să vizitați și expoziția și să vedeți concret toate aceste secțiuni despre care eu v-am vorbit. Mă opresc aici și în funcție de întrebările pe care le veți pune dumneavoastră, voi continua. Da, îi mulțumim doamnei Rodica Marghitu. O să invit pe doamna Mihaela Verzea, consilier în cadrul Complexului Muzeal Neamț, să vă spună punctual și dumnei câteva. Ce pot să spun mai mult decât au spus domnul director Arșun Conelighe și doamna Rodica Marghitu, pentru că în fond ei sunt specialiștii, ei sunt cei care au inițiat proiectul și care, din fericire pentru noi, ne-au inclus în acest proiect expozițional. Cred că nu exagerez cu nimic dacă afirm faptul că această expoziție
Este cea mai valoroasă expoziție organizată la Piatra Neamț până acum, de la începuturile muzeografiei nelțene din 1934 și probabil mulți ani de acum încolo nu va exista un alt proiect expozițional la fel de valoros. Întrucât astfel de proiecte expoziționale presupun un efort uman extraordinar. Este nevoie de documentare, este nevoie de specialiști. Avem aceste elemente, indiscutabil, la îndemână în muzeele din România, însă, dincolo de acest aspect, cred că trebuie adus în discuție și aspectul financiar. Este o expoziție care costă Muzeul Național de Istorie a României și Ministerul Culturii foarte mult. Sunt foarte mulți bani care se dau pe asigurarea pieselor. Dacă aș menționa concret câteva din obiectele aflate în expoziție și care sunt, cred, arhicunoscute sau foarte cunoscute, mă refer la recent intratele în mentalul colectiv acele brățări dacice polispiralice, care au fost descoperite în preajma Sarmizei Cetuței Regia. Le știm cu toții. O parte din aceste brățări recent descoperite sunt în expoziția Aurul și Argintul Antic. Dacă mă refer la o parte din piesele aflate în tezaurul de la Pietroasa, celebra cloșca puii de aur, tipulele mici sunt prezente în expoziția Aurul și Argintul Antic. Și piese foarte, foarte valoroase, la care nici nu visam să le vedem într-o expoziție la Piatra Neamț. Concret, Complexul Muzeal Județean Neamț participă prin trei tezaure la realizarea acestei expoziții. A fost menționat de doamna cercetător Rodica Marituanță tezaurul de la Brad, care a fost descoperit pe teritoriul județului Bacău, dar se află în patrimoniul Complexului Muzeal Județean Neamț. Sunt două discuri de aur din perioada neolitică, un tezaur foarte valoros. De altfel, stațiunea de la Brad este o stațiune arheologică foarte importantă prin complexitatea și diversitatea nivelurilor arheologice. Acolo se află cetatea și așezarea civilă din perioada dacică, dar cea mai spectaculoasă descoperire a fost reprezentată de acest tezaur neolitic și discurile de aur se află în expoziție. De asemenea, participăm prin tezaurul de la Răden, descoperit în comuna Păstrăveni, în județul Neamț, cu cele cinci cești din aur, trei sunt întregi, două sunt fragmente, un tezaur foarte spectaculos pe care îl veți vedea în cea de-a doua sală a expoziției, veți vedea după amiază, și tezaurul de la Muncelul de Sus, un tezaur datat secolul 2-3 după Hristos, de epocă romană, este vorba de tezaurul de vase romane, iarăși un tezaur foarte spectaculos, din argint. Veți vedea cu un decor al vaselor foarte bine realizat, reprezentări animaliere realizate la cel mai înalt nivel artistic. Pentru că doamna cercetător Marghitu a menționat faptul că s-au individualizat, plecând de la Buzău, expoziția s-a personificat. În cadrul expoziției Aurul și Argintul Antic al României, colegii mei au ales să participe cu artefacte hucuteniene. Știm foarte bine că civilizația hucuteniană a excelat în ceea ce a însemnat arta prelucrării ceramice și avem în expoziție 3 sau 4 vitrine în care puteți practic admira cele mai frumoase capodopere ale artei hucuteniene. Vase extraordinare, sobozul zeiților, Hora de la Funușica.
pentru că s-a menționat faptul că în spatele acestei expoziții se află o echipă foarte mare, sunt peste 70 de specialiști care au lucrat la realizarea expoziției. Din partea Complexului Muzeal Județean Neamț, trebuie să menționez echipa care a lucrat la realizarea expoziției. Este vorba, a fost menționat numele domnului director Gheorghe Dintraia, domnia sa a fost cel care a acceptat imediat propunerea Muzeului Național de Istoria României, iar din colectiv au făcut parte Dr. Roxana Munteanu, Dorin Macopeiu, Dan Micăilescu, Lucian Cuță. Mulțumim domnului director Iulian Gherca pentru faptul că a preluat și a dus la bun sfârșit acest proiect. Veți vedea, expoziția arată în mod totuși O să-l rog și pe domnul director al Complexului Muzeal Neamț să ne spună în calitate de gazdă câteva... Mulțumesc frumos, domnule vicepreședinte. Este o ocazie specială, așa cum colegii mei au prezentat în mod generos, aș spune eu, cele ce se vor petrece astăzi și până pe 30 octombrie. Nu trebuie, cred că, să insistăm încă o dată pe valoarea inestimabilă și patrimoniul, să spunem, expozițional remarcabil care va fi expus în cadrul Muzeului de Artă din Piatra Neamț. Ceea ce aș vrea să spun și să subliniez este faptul că, într-adevăr, a fost o muncă de echipă susținută, zeci spre sute de ore de muncă care au pregătit expoziția aceasta. Toate informațiile pe care le-am furnizat împreună astăzi nu pot sub nicio formă, vă asigur, să scoată în evidență minunăția pe care vă invit cu mare drag să o vedeți. O veți vedea o expoziție modernă pusă în valoare într-un mod remarcabil. De aceea, cred că toată munca și tot efortul nostru, atât din partea, să spunem, a colegilor, suportul uman, dar cât și financiar, pe care instituția noastră, alături de Muzeul Național de Istorie a României, l-a realizat pentru a putea prezenta celor din județul Neamț și nu numai, pentru că Neamțul este unul din cele doar trei județe din Moldova care au onoarea să prezinte publicului larg, să spunem, și specialiștilor acest tezaur, datorită, așa cum spuneam, încă de la preluarea, să spunem, mandatului la Complexul Muzeal Județean Neamț, datorită unei infrastructuri muzeale de excepție și a unui sprijin din partea autorităților, cum menționam, unui sprijin inclusiv financiar, că până la urmă, fără un sprijin financiar, nu se pot realiza multe lucruri. Mulțumesc dumneavoastră, celor din mass media, pentru că în aceste câteva săptămâni în care am încercat o promovare cât mai activă, ați fost alături de noi, ați acceptat să fiți partenerii noștri în promovarea evenimentului și vă mulțumesc pentru acest lucru și vă rog în continuare să ne susțineți în acest demers, mai ales în contextul în care prețul de intrare este unul scăzut pentru adulți, iar pentru copii, elevi și studenți este gratuit, să încercăm împreună cu autoritățile județene și locale să aducem un număr cât mai mare de elevi, de studenți și de vizitatori în această perioadă, zic eu, unică sau unică într-o generație în care un tezaur de așa valoare ajunge și poate fi văzut și este expus în cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț. Pe panou au rulat imagini de la momentul în care expoziția a ajuns, obiectele au ajuns în Piatra Neamț, munca de organizare și de punere în vitrine și așa mai departe, până la obiecte care sunt expuse și încă o dată insist pe faptul că ele trebuie văzute în realitate, nici imaginile grafice de excepție, nici cuvintele care însoțesc prezentarea lor nu vor putea să dea, să spunem, amploarea minunăților care sunt expuse. De asemenea, pe parcursul zilei de astăzi urmează
deschiderea oficială, unde vă aștept din toată inima, și vernisajul propriu zis, în care se vor spune, să spunem, poveștile din spatele acestor exponate, într-un cadru pe care am încercat să-l creăm cât mai plăcut, modern, și mulțumesc și partenerilor, inclusiv elevilor și studenților de la Colegiul de Artă, care vor asigura și un fundal muzical. Sper să fie un vernisaj reușit și partea acestei reușite o să fiți și dumneavoastră, dacă o să fiți prezenți, și o să ne ajutați să transmitem aceste lucruri către publicul larg. Mulțumesc încă o dată tuturor și dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziție și vă așteptăm cu mare drag diseară la ora 17. Ce se mai aude cu poiana Cireșului? Nu are nicio legătură cu subiectul de astăzi, dar e interesant, din eu să aflăm mai multe detalii despre poiana Cireșului, că am înțeles că mai multe artefacte au fost găsite acolo, au fost descoperite și nu vrea să facem mediatizare. Da, legătură cu aceasta, dacă toți suntem aici, am făcut da câteva detalii. Am convenit cu domnul profesor care conduce săpăturile acolo, domnul profesor Cârciumaru, ca în perioada următoare să avem o întâlnire și să putem pune bazele unei parteneriat și poate pe viitorul apropiat să încercăm să deschidem o expoziție temporară cu obiecte descoperite acolo din zona Paleoliticului. Ne-am dorit foarte mult acest lucru și sper ca în viitorul relativ apropiat să fie posibil. Am văzut că este și firesc să fie foarte documentată originea arheologică a artefactelor. M-a interesat așa, din curiozitate, dacă și originea geologică a metalului din care se confecționează aceste lucruri este documentată. În catalog este un articol. Practic, catalogul are următoarea structură. În prima parte sunt mai multe articole și ulterior este partea propriu-zisă de catalog, în care fiecare piesă în parte are fișa sa, este prezentată. Este prezentat mai întâi contextul în care a fost descoperit, dacă este vorba de un tezaur sau dacă este vorba de un inventar funerar. Și ulterior, și după aceea fiecare piesă este descrisă, este ilustrată. Există un articol care se cheamă Aurul și argintul, origine, exploatare, analize, da? În care se vorbește inclusiv despre modul în care a fost exploatat metalul prețios în vechime. Se discută și despre originea metalului din care erau realizate piesele, dacă era vorba de aur aluvial, de exemplu, sau de aur din mină, dacă este rafinat. De exemplu, în perioadele foarte vechi, în eneolitic, în epoca bronzului, se folosește foarte mult aurul aluvial. Analizele elementale pot oferi informații despre originea metalului din care au fost realizate piesele. Ulterior, mai ales în perioada elenistică și în perioada romană, este folosit un aur destul de pur, foarte pur, care este un aur rafinat. Practic, fiecare perioadă are anumite particularități din punctul acesta de vedere. Deci există și informații referitoare la acest subiect. Am interesat dacă există o expresie bănească a valorii, deci după și valoarea titulară, dacă există o expresie bănească și dacă au fost ocazionate cheltuieli cu asigurare. Deci toate piesele sunt asigurate. Asigurarea pieselor a pornit din anul 2013, de când au fost adunate de la toate muzeele partenere. Asigurarea a fost înnoită în fiecare an. Partea aceasta a fost preluată de către Muzeul Național de Istorie a României, care este instituția organizatoare. Nu pot să vă dau o sumă, pentru că
dar această sumă există. Dumneavoastră, cum să spun eu, dacă doriți absolut cu tot din adinsul să aflați toate aceste sume și toate aceste detalii, practic achizițiile s-au făcut prin sistemul de electronic de achiziții, deci absolut totul, modul de desfășurare este public, cum s-ar spune. Practic, în ultima parte a fiecărui an s-au desfășurat formalitățile de achiziționare a asigurării pentru anul viitor. Ce pot să vă spun este că, așa cum se întâmplă și la asigurările mai simple, uzuale, cu care poate că noi suntem obișnuiți, cele pentru mașini, de exemplu, așa s-a întâmplat și aici. Pe măsură ce a trecut timpul, valoarea totală a asigurării a scăzut pentru că n-am avut evenimente și deocamdată totul a decurs în bună regulă. Protejarea cifrelor este modalitatea de a proteja. Poftim? Protejarea cifrelor, nu ați dat cifre, este modalitatea de a proteja spăția? Da. Nu, dar... Dar practic, exact, practic cum să vă spun eu... Se pot afla, deci nu e nicio problemă. Deci cine vrea, nu sunt secrete. Poate să intre pe... Da? Se apă, se văd acolo, nu e nicio problemă. Nu știu exact cât a fost, ca să vă dau o sumă exactă, dar cine vrea să le afle, intră pe... Ideea, una dintre ideile pe care ce-mi doresc eu este să evidențiem mai mult poveștile, mai mult informațiile care vorbesc despre diferitele contexte, despre diferitele artefacte, cum au fost făcute, poate cum au fost descoperite, care a fost drumul lor din momentul în care au fost descoperite până în momentul în care au ajuns în vitrină. De exemplu, s-a menționat tezaurul de la Pietroasa, are o istorie întreagă. Este, de exemplu, tezaurul de la Rădeni. Am fost în locul în care a fost descoperit, am făcut fotografii, am stat de vorbă cu profesorul de școală care a păstrat pentru un timp tezaurul de la Rădeni și după aceea, înainte de a fi luat de către muzeu. Practic, mi-aș dori ca acestea să fie poveștile care să fie mai cunoscute despre toate aceste piese. Dacă îmi permiteți în completare sau în continuare a ideii doamnei Marghitu, pe parcursul expoziției o să încercăm să mai organizăm câteva activități conexe prin care să scoatem în evidență poate chiar aceste povești și alte povești, prin care să implicăm copiii într-un mod educativ care să le permită copiilor să intre în contact și să spunem amprenta prin unele desene, este o idee și cu siguranță vom dezvolta și altele. Și aș mai vrea să fac o precizare tehnică, să spunem, legată de acest catalog. Catalogul se va afla la standul expozițional și poate fi achiziționat împreună cu anumite vederi și pliantul expoziției contra cost. Mulțumesc frumos! Eu sunt Robert Serpeanu. În decursul timpului am urmărit drumul unor astfel de obiecte din aur și din argint confiscate pe razna județului Neamț. Am observat că ele nu au rămas la complexul muzeal Neamț, ci au mers la Iași, pentru că cei de la Neamț nu au putut să facă să cei de la Iași. Se va rezolva această problemă în timp, dar aceste obiecte să rămână în Neamț, să le confiscate de autorități. Sigur, puteam. Mulțumesc frumos de întrebare. Nu cunosc în amănuncele spuse de dumneavoastră. Am avut o discuție cu cineva pe această temă. Cu siguranță, noi ca și instituție ne dorim ca tot ceea ce se descoperă și într-o formă sau alta poate ajunge în patrimoniul, să spunem, muzeului nostru și poate fi expus mai departe spre publicul larg să se întâmple. Sunt chestiuni probabil legate și de, să spunem, modul în care se pot achiziționa aceste artefacte, până la urmă și spațiile ridică o anumită problemă, dar toate acestea se pot rezolva cu siguranță, mai ales atunci când este vorba de niște descoperiri și obiecte de artă care ar trebui să fie în patrimoniu
Complexului Muzeal Județean Neamț. Deci încercăm, am deja sunt niște discuții și încercăm să venim în întâmpinarea acestor, să spunem, probleme care duc la cumva înstrăinarea unor obiecte descoperite pe teritoriul județului Neamț. Alaltă amploare, aș putea spune, un fenomen pe care l-am făcut, aș putea să numesc detectoristic în județul nostru, cu evident afectarea contextului stratigrafic și arheologic, și acest fenomen detectoristic trebuie să cumva încurajat, nu de complexul mondial. Aș vrea să fac o precizare, pentru că e vorba de cele mai multe ori de obiecte arheologice din metale prețioase. Să un punct de vedere oficial, da? În legătură cu detectorii. Din nou, nu cunosc foarte mult legat de acest subiect și nu pot intra în amănunte. Bănuiesc că este un cadru foarte clar, legislativ, care reglementează această activitate, dacă este ea reglementată într-o formă sau alta. În momentul de față, eu nu cunosc ca la nivelul instituției să existe o legătură, un parteneriat pe această zonă cu cei care se ocupă de această activitate. O să mă interesez și o să vedem despre ce este vorba. Sigur, atâta timp cât se intervine și se distruge parte din patrimoniul național și local, cu siguranță aceste lucruri sunt condamnabile și bănuiesc că sunt supuse și rigorilor legii, drept pentru care nu putem avea o altă opinie decât ceea ce ține de litera și spiritul legii. De la București v-ați exprimat opinia, în mod detaliu. Legat de ce se întâmplă... Județul Neamț recent au fost trimise la Direcția pentru Cultură, mai mult de descoperirea arheologice făcute cu detector. Acele descoperiri arheologice făcute cu detector au fost făcute în situri arheologice? Nu. Au fost făcute cu siguranță în context. Bun, contextul arheologic determinat sau... Nedeterminat. Bun. Atunci problema e destul de greu să o lămuresc eu, pentru că în momentul de față, din câte știu, legea permite folosirea detectoarelor. Nu dă voie detectoriștilor să intre în situri arheologice sau în zone determinate cu potențial de sit arheologic. Dacă le-a descoperit la... nu știu unde, în pădurea cutare sau în alt loc care nu e determinat arheologic și le-au dus la, mă rog, le-au predat în termenul ăla prevăzut de lege, e mai complicat. N-am spus că e regulă, am zis că... Dacă nu mai aveți întrebări, mulțumim încă o dată, în calitate, așa cum am spus, de gazdă aici la Consiliul Județean Neamț și vă așteptăm la deschiderea oficială la ora 17 la Muzeul de Artă, sus, lângă turnul lui Ștefan cel Mare.